organizat ca și o cafenea culturală, deci vor fi și acțiuni în domeniul culturii, dar bineînțeles, acțiunile culturale vor trebui să fie finanțate și prin bănuții care s-ar putea obține aici. Deci este o locație în care se va dezvolta cu siguranță și o braserie, un mic restaurant cu cafenea, deci nu cu, nu știu, cu așa foarte extins ca un restaurant. Probabil că vom avea și pe afară câteva măsuțe, dar bineînțeles nu s-a putut face nicio licitație, va fi o licitație publică. Se va ține licitație după ce intrăm în posesia acestei clădiri, că deocamdată, după ce se semnează toate documentele, va intra în posesia municipiului Buzău și de-abia atunci vom putea declanșa această licitație pentru a putea să-i dăm valoarea pe care o merită. Deci nu am construit de pomană acest lucru.